Cei doi suspecți care l-ar fi incendiat pe un bărbat din Florești au fost plasați în arest. Decizia a fost luată de către magistrații judecătoriei Florești la sfârșitul săptămânii trecute. Potrivit procurorilor, cei doi suspecți și-ar fi recunoscut vina și colaborează cu ancheta. În urma măsurilor speciale de investigație, suspecții au fost identificați și reținuți la scurt timp. Este vorba de doi bărbați de 30-39 de ani. Aceștia au fost plasați în arest preventiv pe un termen de 30 de zile. Cadavrul bărbatului a fost găsit de către un pădurar într-o pădure din Florești. Atunci poliția a reținut doi suspecți. Unul ar fi fost un fost concubin al iubitei victimei. Tragedia s-a întâmplat pe 3 aprilie. Bănuiții i-ar fi aplicat decedatului multiple lovituri. Ulterior, aceștia au dus victima în pădurea din extravilanul satului Rădulenii Vechi și i-ar fi dat foc. Dacă vor fi găsiți vinovați, riscă să stea după gratii până la 20 de ani sau detenție pe viață. Victima avea 40 de ani și era locuitor al satului Cuhurești, Florești.